Mi-a sărit și vinează de către la proprie, nu ai cu probleme cu matematicul la geometrie. Păi nu mai cu drag că le veniți niciodată să lupați. Acum? 5-6? Da. Ok. Noi dată la șișar, acum. Da, voi. Repede. Care vă urmăresc în direct, nu? Da. Acum? Că-ți colegi de-a lor fac tema cu noi, domn profesor? Ar trebui să ne facă cinste. Dacă ar fi, cum să spun, dacă ne auziți, publicat, dacă ne auziți 50 de lei, asta e teoa, cred că o știți. La nivelul țării ar putea să ajungi așa. Da. Începem. Nu. Gata? Hai, clasa așa. ABCD paralelogram. A, B, C, D, paralelogram. A e bisector al lui C, A, D. A e bisector al lui C, A, D. C, A, D. E aparține lui C, D. Așa, virgulă, E aparține lui C, D. D, E. D, E intersectează A, B. Egal cu punctul F. Mă, da. F. Punctul F. Și în concluzie să se arate că A2 pătrat, AD pătrat, AD pătrat, egal cu AC ori DF. Atât. Ce facem? Alo, da? Vă salut. Păi am rezolvat, da. Sunt la lecție acum, suntem. Da. Da, da. Da. Eu sunt în lecție acum, sunt în direct și de ce nu mai putem să stăm de vorbă, da? Da, bine. Bună seara, la revedere. Deci zicem, A de pătrat egal cu AC plus DF. Ori. Ori DF, da. Și ați învățat o chestie, ce înseamnă asta, nu? Sigur că da. Mie nu vine să mă... Da. Eu de asta am făcut prima dată, să știți. Da, mai te-am făcut desenul. Să le spune și prietenilor noștri care rezolvă. Nu mă apuc să fac figura și să mă... Și o transcriu pe această relație într-un alta care îmi place mie. Corect. De unde vine asta? De la un raport. AC supra AD egal cu AD supra DF. AC supra AD egal cu AD supra DF. AD supra DF. Și invers. Și toată așa de bine, mă uite, mama spune. Puteți să începi cu AD. Cu AD, corect. Deci poți să... Adică toți relația, da? AD supra AC egal cu, eu pun de vedere, știți? Corect. DF. Pun asta pe AD. DF supra AD. DF, da. Și ne-au telefonat triunghiul ADF și AC D. Corect. AD, F și AC, da. La ăla ar trebui să ne ducem. Da. Am mai pățit-o noi al dată. Da, când stăteam acolo. Ne-am dus așa. A, D și F e sus, A, D da, și D. Da, D, F e D, așa e. A, păi acum vedem. Da, dacă, dacă asta nu e deșteaptă, o găsim în cealaltă. Da, facem o alta. Da. Facem mișcarea a D, D, F cu A, C, ne înlocuim. Corect. Avem. Deci echivalent. Sau o altă variantă. Sau A, D supra D, F. A, D supra D, F. D, F. Egal cu A, C supra A, D. Deci una din aceste două ar trebui să ne ducă. Atunci triunghiul ADC și D... Acum vedem, facem figura. Gata. ABC de paralelogram. Deci dacă sunt o serie de colegi de-a voștri, îi rugăm să fie atenți, că acum, după șmecheria asta care am făcut-o, de a transcrie... Numai de 10 jos la mate. Ok? Așa. Deci A, B, C, D. Fie A e bisectoarea lui CAD. C, A, D. Adică trebuie să duc diagonala, văd. Când vorbești de CAD, trebuie să duc diagonala AC. Și bisectoarea lui CAD. Bisectoarea lui CAD. Adi, ce știi despre un paralelogram când vorbești de paralelogram?
care două raturi paralele, două câte două, are unghiurile paralele. Unghiurile paralele n-am auzit asta. Unghiurile opuse. Unghiurile opuse congruente, două câte două. Deci, laturile paralele, două câte două. Laturile opuse și congruente, două câte două. După aia... Unghiurile alăturate unei laturi, oricărei laturi, sunt suplimentare, adică unghiul ăsta și cu ăsta fac și ăsta și cu ăsta fac 180, da? Apoi mai are... Și diagonalele se înjumătățesc. Se înjumătățesc, vreo șase, parcă știam noi proprietăți, 5 sau 6, nu mai mi-amintesc exact, dar sigur le-am reamintit o parte de ele acum. Și acum, duc bisectoarea unghiului CAD. Mai te întreb cumva, oare diagonale și bisectoare într-un paralelogram? Nu. Nu. Numai cât de pe bisectoare? În romb? În romb, da. În rombul este paralelogramul. Da, paralelogramul cu un unghi... Drept. Diagonalele. Cu un unghi drept? Nu. Nu, diagonale. Diagonale. Da. Ce mă paralelogramul? Ce este rombul? E paralelogramul cu două laturi. Două laturi alăturate congruente. Da. Două laturi vecine congruente. Da. Așa. Și pătratul este paralelogramul cu noi drept. Dar hai să ducem. Să ducem bisectoarea, da? Da. Bisectoarea. Ce știi despre bisectoarea unui unghi, Adi? Comparte unghiul în două unghiuri congruente. Iar latura opusă? Iar latura opusă în două segmente. În două segmente. Proporționale. Așa, adică două segmente în felul următor, măcar în limbajul tău așa. Două segmente în felul așa. Latura segmentul mai mic spre latura mai mică. Segmentul mai mare spre latura mai mare. Măcar în limbajul vostru încercați. Deci când am dus bisectoarea, în parte latura opusă, da? Latura opusă, în două segmente... Bă, e pe adu. Eu este. Eu îi spune că este pe... CD, da? Da. B e. A e. B e. Nu, acolo e bine, domn profesor. B e intersectează... Dar el a zis D e intersectează AB. D. B e intersectează AD. Păi nu, pentru că D e paralelă cu AB. B e intersectează AD. AD? Da, în punctul R. Așa. E dezani. Da, bun. Nu mi-e ieșea problema. Voi erați mai în față, noi eram în discuție de asta. Deci, insist pe bisectoare, ca să înțelegeți, într-un limbaj mai pe plăcut urechii, să zicem așa. Când duc bisectoarea, împarte latura opusă în două segmente, așa fel. Cel mai mic îi spre latura mai mică. Cel mai mare îi spre latura mai mare. Deci, zicem, în două segmente, proporționale astea două, da. Dacă fac raportul, proporționale, cu laturile care formează unghiul. Adică o să zicem că D e supra E, că e egal cu A, D supra A. Asta, mă, asta trebuie să înțelegem. Așa trebuie să înțelegi. Că dacă știi ideea, nu mai bâlbâi acolo când scrii raportul. Deci D e supra E, că e egal cu A, D supra A, că. Da. Ca să fii înțeles, segmentul mai mic e spre latura mai mică, segmentul mai mare spre latura mai mare. Mare. Bun. Ce mai să zici mai decât? B e se intersectează cu A, cu A, D. B e intersectează pe A, D într-un punct F. Da? Într-un punct F. Bine. B e intersectează pe A, D într-un punct F. Păi triunghiul D, F e asemenea cu triunghiul F, A, B. D, F e cu A, F, A, B. Păi avem pe D e paralelă. Da. Deci în triunghiul A, F, B. B avem triunghiul F, D, E, asemenea cu triunghiul A, F, A, B, deoarece D, E paralelă cu A, B. Mai avem și niște relații din bisectoare. Și niște relații din bisectoare și sperăm să iasă. Sperăm. De aici noi am făcut un plan de lucru. Da. Apropo de asta, începem. Demonstrații. Hai. Deci, cum D e paralelă cu AB. Da, D e paralelă cu AB. De unde știm asta? Din ipoteză. Că e ABCD paralelogram, da? Rezultă, din ipoteză. Rezultă că triunghiul D e, că triunghiul F, D e. Da. Asemenea cu triunghiul F, AB. Cu F, AB.
Și o scrie... Din asemănare reiese că... Din asemănare reiese că FD supra. Deci FD. FD supra egal cu... Așa, supra, FE supra. Exact. FE supra. FD. FD suită unghiul din E, dar unghiul din E e congruent cu unghiul din E, adică spre FA. Spre FA, corect. DE, spre RE să uită unghiul din F care e comun, adică AB. Foarte bine. Și, și FE. Și ultima, FB. Perfect. Tragem coada ochiului, ce avem eu, am nevoie? Am nevoie de A, D sau A, D, P, D, F. Am vreva A, D, n-am nicăieri. Nu. Bun. Atunci pică. Dar avem F. A, A, D, dar... Avem F. A, D. Și ce mai am acolo? Pe F? A, nu? Păi în A, D intră F. În A, D. Cum am zis în A, D, F intră F? În A, F. În F, A intră A, D, de care noi avem nevoie. F, A intră A, D. Deci în F, A... FA ăsta, da. Poate fi scris altfel. Exact, altfel. AD plus FD. AD plus FD. Hai să scriem. Dar să întoarcem între timp. Întoarcem raportul, nu? Raportul ăsta. Deci AD pot să scriem și da. Așa. Egal cu AD plus D. Nu, nu, nu. FA supra FD. Să le scriem tot șirul de raport. FA da? Supra FD egal cu AB supra AB supra F, și egal cu F, B. B supra F, E. Ei, pe F, A să-l scrim ca F, A, D. A, D plus D, F. Așa. Deci zicem A, D plus D, F supra F, D. F, D. F, D. Egal cu A, B. A, B. Îl lăsăm. Da, în loc de abia putea, spunem ce B, A, B, B, de ce? De ce? Dar avem undeva de ce? Nu avem undeva. D, E, plus E, C, nu? Nu putea să așa? Egal nu, cu? D, E, acolo. Plus E, C. Nu avem nevoie. A, B, da. Dar avem D, E, plus E, C. Nu, nu avem nevoie, nu. Nu. Lăsăm A, B. Lăsăm A, B. Supra D, E. Supra D, E. Că nu mai putem să mai avem da. Care e. Am o întrebare. Pe D, E nu putem să mai scrie ca fiind și D, C, minus E, C? Da, nu ne păi tocmai așa spunea și Miruna. Da, ea spunea pe AB să scriu ca D, E plus E, C, nu pentru că e AB-ul de aici, nu? Bun. Și egal la Miruna mai departe cu... F, E plus E, B. F, B, F, E plus E, B, da. F, B. F, E. F, E plus E, B. F, E plus E, B. Dar E, B intră undeva nu? Nu. Și F, E? Nu, nu. Lăsăm așa. Lăsăm. F, E. F, B supra F, E. F, B supra F, E. Deci asta pică. Nu, nu, lăsăm. Lăsăm deocamdată așa. Eventual am putea distribui aici. Da. Intră AD-ul ăsta, că mă interesează AD-ul. Și DF-ul, care mă interesează. Și DF-ul, da? Da, da, da. Și DF-ul. Intră undeva. AD. Pe DF, nu? AD pe DF. Păi, și distribuim, da? Am văzut aici. Da. Chestia asta ne place. Bun. Acum. Ne ducem și spunem că A e bisectoare, păi, da? Rezultă că D, A pe A, C. A e bisectoare. Unghiului zicem A care? D, A, D. D, A, C. D, A, C, da. D, A, C. Rezultă că D, A pe A, C. Deci D, A, pe A, C, da, D, A, egal cu E, D, pe E, C. Egal cu E, D, E, D, pe E, C, E, D, pe E, C. Poate trebuia să scriem noi acolo, în loc de A, B, D, C și D, C, formată din D, E plus E, C. Cred că da, cred că da. Deci egal mai departe, acum pot să zic, egal cu D, E, D, E plus E, C, supra D, E, nu? Da. D, E. Și haideți să luăm pe prima și pe ultima, că pare a fi interesant. Pe așa? Prima și pe ultima, da. Da? Prima și ultima, că distribuim numitorul. Corect. Și să scriu, o să scriem întâi. Deci A, D plus
A, D, B, F, D. Pe F, D, da. Egal cu... Plus, plus D, F, pe F, D. A, plus D, F, P, F, D. Da, pe F, D sau D, F. Da, egal cu D, E, pe D, E. D, E plus E, C. D, E. Plus E, C. E distribuim. D, E pe D, E. D, F, D, E. Plus E, C. Supra D, E. Supra D, E. Echivalent cu echivalent cu asta face 1 1 și de pe el face 1, le-am tăiat. Adică A, D supra F, D. A, D supra F, D. Egal cu egal cu E, F, C. Supra D, E. Nu? E, C. Și din teorema psictoare avem că E, C supra D, E egal cu A, C supra D, A. E, C supra D, E. Uite, e C supra de E egal cu A, C supra de A. Dacă întoarcem. Întoarcem, da? Aici. Da. Echivalent că e C supra de E egal cu A, C supra A, D. Da? Da? Nu s-aude? Păi eu se văd la mine s-aude, dar de ce nu? Da. Da. Da, 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 da. Am depus. E, trebuie să-l spun pe Ionuț, că e ceva din softul lor. Am observat asta nici când rulează filmul, nu s-aude. Ba, da. Ați terminat. Păi, da, da. Da. Că e C supra D egal cu A D supra F. Asta și-o dată aveai din teorema bisectoare. Și acum dacă aveți două la fel, vă bate joc de mine. Bă, dar uite. Uite. Acum se leagă. Se leagă imediat. Păi avem A D supra A. Să le adunăm pe alea două? Nu, mă. Nu, măi. De nu mă știu. E C supra D, el avem aici. Deci avem și acolo. Și asta le obligă pe aceea să fie egale. Da. Deci aici pot continua cu A C supra A D. Și acum, A, de ori A, D. Ultimul cu primul cu ultimul egal. Dar poate produsul Dumnezeu egal cu ziua, dar demonstrare ca ce au demonstrat. Da. A de la pătrat egal cu A, C ori... Deci de aici rezultă că ăsta ori... Hai să scrim așa, ca să vadă. A, D, supra, F, D, egal cu A, F, egal cu A, F, A, C, A, C. A, C, da. A, C supra, A, D. A, D. Față cu Dumnezeu, avem un moment de termen, dar demonstrat. A, D ori A, D, adică A, D pătrat. Atât de egal cu A, D, F, D, ori A, C. Vă rog să vă uitați că a fost foarte bună ideea de la început, când ne-am propus să scriem încă o dată. Nu totdeauna reușești, nu totdeauna reușești cu ideea asta, dar ce vine când reușești? Cu alte cuvinte, să scriem de fiecare dată, să o transcriem. Ia să vedem prin minuțul ăsta. Oprim fișierul și deschidem altul. Ionuț, ce vreau, Mihaela, să mai repetăm o dată da, chestia da, asta? Da. Deci. Repete tu. Aduțu. Hai să vedem ce... Păi aici au fost teorema bisectoarei. Deci, în primul rând, ce-am făcut? Ne-am legat cele două paralele. D e paralelă cu AB, ca aveam din ipoteză, da? Și am văzut că triunghiul... Cite și tablă. Triunghiul. Triunghiul FDE, asemenea cu triunghiul FAB, da. FAB. Așa. Și după aia am început să desfacem... Deci FDE, asemenea cu FAB, am scris... Da. Ce am scris? Raportul de asemănare. Am scris raportul de asemănare și după aia am tot făcut așa până când și ne-am ajuns la concluzie. AD supra FD. AD plus DF supra FD egal cu DE plus EC înlocul lui AB supra DE. Da? Și ne-am oprit. După aceea, conform teoremei bisectoare, pentru că AE era bisectoare în triunghiul CAD, în a unghiului CAD, da? Bisectoarea unghiului, am scris raportul. Da? Da, din teoria bisectoare și din... Și am observat odată, e supra D e egal cu A C supra AD. Și din celălalt raport de asemănare, am avut că e C supra D e egal cu AD supra FD. I-am egalat și am demonstrat. Hai, să-i ieși tabla? Da, eu. Ai face din compera aia. La. Sol. Direcționarea, spui tu pe legea voștri la voi. Da, da, da.
Eu nu știu unde este, că nu răspunde. Cine sută la noi? Zi, aude ce ți-i domn profesor acum, nu noi. Dar zi, cine ai zis că se uită? Vreau să merg pe toată din compania Andrei. Andrei, da. Vlad, nu? Vlad Andrei. Da, mai eram cu lui. Dacă pot, dacă îți răspunde eventual ție, eu l-am sunat. În Iulia. Ei. 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 Ștefan, da, da, sigur să uită cu da, 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 da. A fost tot nu. Și domn, când se pune videoclipul? Mâine. În seara să-l pun. Și mâine poate fi văzut de colegii noștri. Da. Ca să vadă tema, nu? La asta te gândeai. Nu, da, se vadă și tema și ce facem acum. Se vadă și cum ai răspuns, da, nu? Da, 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 asta era important. Bravo, bine, e bine, e din ce în ce mai bine. Să vedem altceva. Da, da, facem la algebră, prin fișierul și facem algebră sau cum facem domnul? Cum vă propuneți? Așa și... Lăsăm pe asta, lăsăm, aici, da? Asta și e prea puțin, da. În 10 minute. Exact. Deci trecem pe algebră. Da, 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 da. În ritmul de ieri facem aceeași chestie. Corect. Pe întrerupere intervii tu, intervii tu, deci maximă atenție. Da? Ok. Deci dacă X aparține lui R, exercițiul 5 de la pagina 61, dacă X aparține mulțimilor reale, calculați. Amin. Calculați. Modul dar ți-a avut astăzi algebra? Ce-ați avut? Geometria. Mm-hmm. Modul din X plus modul din minus X. Egal cu modul din X plus modul din minus X. Egal cu Ali. Egal cu X plus X. Adică... Păi noi X minus X. Păi depinde de X. Hai păi să zicem X. Dacă X ar fi 7. 7. Dacă X egal cu 7, atunci apare modul din 7 plus modul din minus 7. Și egal cu cine? Egal cu 7 plus 7, adică 14. 14. Dacă X ar fi egal cu minus 7, ce s-ar întâmpla? Am avea modul din minus 7. Modul din minus 7 plus modul din 7. Și-ar face? Deci modul din 7. Pe minus 7. Da, da, da. Minus minus 7. 7 plus 7, tot 14. Tot 14. Aici cât se spune egal? Cu cine? 14. Cu 14. Cu 7 și minus 7. Cu 2x. Cu 7 și minus 7. Păi, uite, spun cu 2x. 7 și minus 7. Dar fai mai când uite, odată faci... Când x-ul e 7 sau minus 7, tot 14 faci. Da, 2x. Și dacă spun 2x, când x-ul e minus 7, face minus 14 și nu face plus 14. Care-i poanta? Nu știu. Poanta e că... Să ne spuneți dumneavoastră. A, pentru că nu poți fi negativ. Nu poți fi negativ, dar, da, dar cum continuă acolo? Păi x plus x egal cu 2x. Păi dacă x plus x, când x-ul e negativ, face... Păi când x-ul e negativ, n-ar să fie negativ. Păi cum să nu pot? Nu ți-am dat minus 7. Da, dar în modulul... Dacă spun numai 2x, Miruna, dacă spun 2x, în situația când x-ul e negativ, face minus 14. Mai dă tot 14. Cum să dea negativ? Uite, tocmai îți spune. Deci x poate fi 7, da? X poate fi minus 7, adică negativ. Și în ambele situații, puse în modul, x egal cu x. Da, și modulul e pozitiv, nu e negativ. X egal. Da, 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 ca rezultat aici, când tu mergi pe mâna ta. Deci eu merg pe mâna ta, da? Deci ai spus așa, că modul, asta ar fi rezultatul tău, da? Dacă așa este, pentru x egal cu minus 7, minus 5, da? Deci pentru x egal cu minus 5, ar urma Miruna, locuind aici ar vin că modul din 5 plus modul de minus, modul de minus 5 aici, da? Plus modul din minus minus vine de 5, da? Să fie egal cu 2 ori minus 5, să facă egal cu minus 5, minus 10. 10. Prost! Prost, fals! Cum e 2 ori minus 5? Păi, da, este minus 5, mami.
De două ori modul de X, domn profesor. Doi moduli. Dar de ce doi moduli? De ce? Putem scoate pozitiv. Radic. Din practică, asta le semnă. Dar ce nu știți este următorul lucru. Că modul din X egal cu modul din minus X. Asta e important, da? Păi și așa am zis. N-ai zis. X egal cu minus X. Nu, mă. Modul din X egal cu modul din minus X, indiferent ce X pui. Păi oricum așa era. Minunat. Dacă nu pun, dacă nu am chestia asta, că am luat din modul din minus X, îți pun modul din X, și atunci modulul ăsta plus modulul celălalt fac 2 moduli din X. Adică 2X. No! 2 moduli din X. 2 moduli. Și modulul nu poate fi negativ. Deci păi tocmai, de-aia îl pui în modul. Pozitiv. Asta nu înțelegi, dacă vreau să o jucă. Da, pentru că acolo e minus 5. Modul din minus 5 e 5. Da. Plus modul din 5 e 5. Adică 10. Da, mama, dar X-ul e minus 5. Hello, tu zici 2X, nu zici 2 moduli din X. A. Deci trebuie să punem 2 moduli din X, corect. Ați înțeles? N-am înțeles, trebuie să mai ieseți un pic. Da. Miruna, eu am răbdare și eu lămurindu-te pe tine, lămuresc pe toți și las. Nu? Asta este povestea. Cei care se vor uita la noi. Așa da. Ce nu înțelegi tu? Da. Tu nu înțelegi de ce mai pun modulul ăsta. Ce rost are, nu? Da. Fiindcă nu ai clar, așa se treabă. Ia să scriu. Pentru X egal cu... minus 4, pentru X egal cu minus 4, rezultă că modul din minus 4, după formula pe care o am aici, modul din minus 4 egal cu modul din minus minus 4 din 4. Care e adevărat. Modul din minus 4 îl transformă. Când e negativ, îl transformă și îl face pozitiv. Iar dacă e pozitiv, îl lasă așa. Deci așa asta este chestia foarte importantă. Și atunci, noi am avut așa, modul din X plus modul din minus X egal cu? În loc de modul de minus X, am să spun, egalul său. Egalul său este modul din X. Modul din X, nu X. Ai înțeles, mama? Modul din minus X este modul din X. Ai eu ca o regulă, ca o... Nu, dar este o chestie clară. Da, e clară, că e demonstrată, dar ea nu înțelege, adică... Adică ce rost mai are? Asta e chestia. Minus modul din minus 7 e 7. Da. Deci nu zic modul din 7. Bun. Dacă da. Zici 2x, ce ai zis, mai analizezi modulul sau analizezi doar x-ul? 2 ori x. Când zici 2 ori x, în situația când x-ul e pozitiv, tu ai dreptate. Dacă x-ul e negativ? Când x-ul e negativ, 2 ori minus 7, mă am luat acolo, fac minus 14. Și intrăm în... 14. Intrăm în dificultate. Da? Deci de aceea trebuie să avem grijă să punem 2 moduli din X. Pentru că în culise, în loc de modul din minus X, egal cu modul din X. Și atunci o să am modulul ăsta care rămâne așa, plus în locul ăsta tot modul din X. Și 1 și cu 2 fac 2 moduli din X. Terminat de X. B. Modul din X minus modul din minus X. Modul din X minus modul din minus X. X. Cât e egal la X? Egal cu... Hai zis că ai înțeles. Ăsta, minus 2x... Nu, trebuie să te gândi. 0. Face 0. Păi modul din minus x, ți-a zis domn profesor, că e modul de x. Deci în loc de modul din... Ai modul de x minus modul de x. Uite aici. În loc de modul din minus x, pui modul din x. Și atunci va fi, ăsta lasă așa, modul din x. Minus, în loc de ăsta, modul din... Din x. Din x. Și așa mai zic. Umăr minus umăr? 2 minus 2? Da. Fac 0. Da? Deci face 0. Mare atenție. Deci aici este miezul problemei. Da. Da? Aici. Înțeles? Da. Deci aici toată povestea trebuie să punctăm și să înțelege că modul... Ai din... o regulă care trebuie aplicată. Da, dar e o regulă care are logică. Corect. Nu? Știi bine că eu sunt împotriva ceea ce înseamnă memorarea. Trebuie să înțelegem. Mai insistăm la acela? Da, un exemplu mic, cum da. Zic eu, Dario. Da. E un exemplu mic. Da. Deci mai insistăm o dată, Miruna, ca să înțelegem de ce. Deci dacă x egal cu 3, atunci modul din 3 egal cu modul din minus 3. Da? Modul din 3 egal cu modul din minus 3. Pentru că când e pozitiv rămâne așa, când e negativ, îi schimbă înseamnă și face din minus plus. De aceea, modul din x egal cu modul din minus x. Hai să luăm și situația
este egal cu minus 3. Și atunci modul din minus 3 egal cu modul din minus minus 3 minus 3. Și egal este același lucru. Da. Și este același lucru pentru că ăsta 3, da. Vă puteți face un concurs? Nu concurs, ea asta care vrea concurs. Asta că am obosit cu concursul. Concursul, da, da. Dar eu să fac eu cu ea concursul, nu-i trebuie. Foarte repede lucram și atunci eu m-am supărat și nu mai fac. Dar faceți cum mai? Nu, o vreau cu mama. După aceea o scrie din cauza domn profesor, nu a putut să... L-am întrecut-o eu. Da, da, da. Din cauza dumneavoastră. Domn profesor m-a sunat de vorbă și mama de ce o terminat. Da, făceam ce aveau copii, tot, nu era bine oricum. Da. Deci modul din x minus 1. Altceva, da? Da. Ce? Modul din x minus 1 plus... Modul din x minus 1 plus... Modul din 1 minus x. 1 minus x, da? Egal cu... Egal cu cine, da? X minus 1 plus 1 minus 1. E 2x cumva? Dacă scoatem... Da, nu putem să scoatem modul, că nu facem o discuție ca să analizăm ce e acolo în paranteză. Sigur, aici mai pot spune așa, egal cu modul din x minus 1 las așa, plus modul din minus pe lângă x minus 1. Pot să scriu așa. Pentru că minusul de aici desface minus x, minus, minus, face plus 1. Și dacă vă închipuiți că ăsta este un a, ar apare relația modul din a plus modul din minus a egal cu cine? 2a modul. 2 ori a modul, nu? Da. 2 modul din A. 2 modul din A. Adică 2 modul din X minus 1. Asta era. Da. Deci modul din, modul din X minus 1 plus modul din 1 minus X este egal cu modul 2 modul din X minus 1 sau, tot atât de bine, egal cu 2 modul din 1 minus X. Că ce-mi pasă mie? Că e cu minus sau... Deci da. Este aceeași chestie. Doar modul din x minus 1 egal cu modul din 1 minus x, nu? Deci eu zic 2 modul din x minus 1 sau 2 modul din 1 minus x, depinde cum vreau să o iau. Da. În concluzie, aș spune așa, modul dintr-o expresie în x, modul dintr-o expresie în x, egal cu modul din minus expresia aceea în x. Pe asta m-am bazat. Aici am avut cu x, dar acum am înțeles că ea poate fi generalizată și să bag o expresie. Uh-huh. Adică, mai clar, modul din 7 minus 3 radical din 2 egal cu modul din 3 radical din 2 minus 7. Modul din 7 minus 3 radical din 2 egal cu modul din 3 radical din 2 minus 7. Uh-huh. Pentru că este același lucru, numai că aici este cu minusul, dar fie de modul, nicio problemă. Haideți, mai exerciți. Acum. Modul din x minus 2. Spune? Modul din x minus 2 minus modul din 2 minus x. Din 2 minus x. Egal cu. Egal cu? X minus 2 minus x minus 2, adică 2 pe lângă x minus 2. Modul din x minus 2. Dacă tu ai făcut mai devreme, mă. Modul din x minus modul din x. 0, 0, 0, 0. Este ce chestie? Da, asta e modul din x minus 2 minus modul din x minus 2 și 0. 0, sigur că da. Deci în loc de 2 minus x, poți spune modul din x minus 2 și asta minus aceeași lucru face 0. Tocmai ai îmbazat pe aceeași treabă, da? Face 0. 2 modul din x. Cum? 2 modul din x. 2 ori modul din x. Minus modul din 2x. Modul din 2x. Egal cu. Păi modul din x egal cu minus x. Modul egal cu minus modul din x.
Adică... Ei, modul din X acolo. Da. Ei, trebuie să știm așa, Miruna. Modul din A ori B egal cu modul din A ori modul din B. Adică 2 modul din X minus modul din 2 ori modul din B. Hai să demonstrăm asta. Să nu fie o chestie aruncată. Deci modul din A ori B egal cu modul din A ori modul din B. Cazul întâi. Cazul întâi. A și B sunt mai mari ca 0. Deci dacă am două, sunt pozitive. Atunci, A ori B, ce fel de număr este? A ori B este mai mare ca 0. Și modul din A ori B, când e pozitiv, rămâne așa. Egal cu A ori B. Modul din A, cât este? 0. Modul din A egal este, cu modul din B. Dacă A e pozitiv, modul din A e egal cu A. Iar modul din B, din B egal cu B. Și atunci, nu e adevărat că A ori B egal cu A înmulțit cu B? Ba, da. Deci de aici rezultă că A ori B, adică asta, este A înmulțit cu B. Dar în loc de AB, poți să spun modul din AB egal cu modul din A, că A e modul din A, ori modul din B. Și s-a demonstrat când A și B sunt pozitive. Da. Când luăm și un exemplu. Dacă vreți, cel mai bine pentru voi ar fi să iau în fiecare din cazuri niște exemple, că mai la îndemână. Adică A și B sunt pozitive. Bună oară. A egal cu 3 și B egal cu 5. Le-am luat pe amândouă pozitive. Și atunci voi avea, după formulă, modul din A ori B, membru stâng, A ori B face modul din 3 ori 5. Care face cât? 15. 3. Da, 15. Da? Modul din 5. Am luat numai A ori B, da? Da? 15. Iar modul din A ori modul din B ar însemna modul din 3 ori modul din 5. Iar modul din 3 este 3, modul din 5 și 5, egal tot 15. Da. Concluzia, că în situația asta, când amândouă sunt pozitive, e adevărată formula. Când amândouă sunt, când amândouă sunt negative, luăm un exemplu? E adevărat. Deci, exemplu, A egal cu minus 3 și B egal cu minus 3, se întâmplă. A egal cu minus 3 și B egal cu minus 5. Da? Amândouă negative. Modul din A. Modul din A ori B. Adică, membru stâng al egalității este modul din A. Da. Asta e, da? Egal cu modul din. Acum locuim pe A cu minus 3. Ori B care este minus 5. Egal cu minus 15. Egal cu modul din minus 3 ori minus 5 face... Minus 3 ori minus 15. Face plus 15. Da. Deci modul din 15 și egal cu 15. Da. Adică ăla pozitiv e egal cu ăla negativ? Nu, Adi. Deci eu vreau să-ți arăt că această formulă e deșteaptă indiferent de cazul în care ne aflăm. S-a demonstrat, domnul. Da? Indiferent de cazul în care ne aflăm. Și am luat când, situația când am două pozitive, am luat cazul 2, când am două sunt negative și vreau să o demonstrez că e bună. Și acum, ce trebuie să fac? Trebuie să fac A ori B. Păi, A ori B, modul din A ori B egal cu modul din A ori modul din B. Asta trebuie să fac, da? Da. Și l-am făcut pe modul din A ori B. Mi-a dat 15. Acum să fac modul din A ori modul din B. Da? Deci modul din A ori modul din B este egal cu modul din A, adică modul din minus 3, adică, ori modul din minus 5 și egal cu modul din minus 3 ori modul din minus 5 egal cu egal minus cu 3 ori modul din minus 5 și face tot 15. Adică 15 egal cu 5. 15 egal, adică asta egal cu asta. Adică, bați, am învățat și cazul ăsta. Și o să luăm acum cazul 3. Un pozitiv și unul negativ. 3. Când A-ul e egal cu minus 3, iar B-ul este 5. Adică unul așa și unul așa. Da. A, modul din A ori B. Deci modul din
A ori B egal cu modul din... Egal cu modul din minus 3 ori 5 egal cu... Modul din minus 15 care egal cu 15. Perfect. Hai să facem acum membru drept. Modul din A ori modul din B egal cu un modul din minus 3 ori modul din 5. Adică egal cu 3 ori 5. 3 ori 5. Adică 5. Egal cu 15. Deci, în concluzie, am luat așa. Și cazul 4 ar fi când A-ul e 3 și B-ul e minus 5. Este aceeași poveste. Este foarte importantă această formulă. O punctăm ca să ne fie, de acum în minte, rămasă definitiv. Da? Modul din într-un produs egal cu produsul modulilor. Asta când sunt două, dar pot să fie 3. 4 și așa mai departe. Deci, țineți minte. Asta. Generalizarea ei ar însemna așa. De aici. Modul din A1 ori A2 și mai departe, oare AN, N numere, egal cu modul din A1 ori modul din A2 și mai departe, ori modul din AN. Corect. După ce am făcut chestia asta, hai să ne ducem aici. Nu l-am terminat. Modul din X, cum nu l-ai făcut? Da. E 0. Mă uit aici. Cum spui 0? Modul din 2X trebuie să fac. Da. Deci 2, modul din 2x este egal. Este un produs. Modul din 2 egal cu modul din 2 ori modul din x. Dar modul din 2 este 2 și egal cu 2 modul din x. Și atunci continuăm sus. 2 modul din x ăsta. Minus 2 modul din x face 0. Așa cum ai spus tu, e corect. Ce a vrut autorul aici să vadă, dacă și în formula asta. Da. Că 2-ul iese în față. Uh-huh. Iese 2 în fața modulului. Da? 3 modul din 5 minus x. 5 minus x. Minus. Descrideți modulul. 3x da. Minus 15. 3x minus 15. Egal cu. Din modul, din al doilea modul scoatem un factor pe 3. Asta e. Deci egal cu 3 modul din 5 minus x. Da, și o să dea 0. Minus da. Modul din 3 pe lângă x minus 5, da? Da. Și egal cu? 3 modul din 5 minus x minus... Prima lasă așa, egal cu 3 modul din 5 minus x. Minus 3 modul din... Modul dintr-un produs e modul din fiecare. Da, adică modul din 3, o luăm ușor. Adică 3. Modul din 3, luăm ușor, mi-e ca să zic doar, modul din x minus 5. Și egal cu? 3 modul din 5 minus x. Minus 3 modul din 5 minus x. Minus 3 modul din 5 minus x. Ori din x minus 5, ori 5 minus x, ca să fie de asta. Da? Cât aici n-are importanță. Modul din 5 minus x. Și acum se vede. Ăsta minus același lucru egal cu 0. Modul din x pătrat. Cum? Ziceam? Modul din x pătrat minus x pătrat. Modul din x pătrat. Da, închideți modulul. Da. Minus x pătrat. Pune și pe x pătrat ăsta. Nu, mai așa cum zice un profesor. Da. Deci modul din x pătrat minus x pătrat. Că are orice putere la a doua se arăți minusul și 0. Deci n-are rost să mai pună și modulul dacă e ceva la pătrat. Înseamnă că asta tot timpul e pozitiv. Corect. Și rămâne x pătrat. Deci e cam mai departe cu x pătrat minus x pătrat. Mai 0. Modul din x minus 3 supra 2. X minus 3. Totul pe 2. Da. Totul supra 2. Așa. Minus. Modul din 3 minus x la numărător, da, supra 2. Numai la numărător e modul.
Mai la a doua, da. Este, lăsăm așa, x minus 3 pe 2. Dar nu o aduci. Te încurcai și modulul ăsta și cu el. E modul dintr-o fracție egal atâta, modul din numărător pe modul din numitor. Da. Deci să scriem și asta. Deci am avea încă o noutate. Modul din A pe B. Da. Modul din A supra B. Egal cu modul din A supra modul din B. Asta e important. Și acum, modul din numărător pe modul din numitor. Adică modul din x minus 3 supra modul din 2 minus modul din... Lăsăm așa. Ori puteți să zici modul din x minus 3. Da, tot acolo, e 0. Da? Deci modul din x minus 3 supra 2. Da, modul din 2 este 2. N-are rost să-l mai păstrez pe modul. Și acum este ăsta minus același lucru. 0. Egal cu 0. Că e 0 pe 30. Dacă x aparține lui el, calculați. X aparține lui el, calculați. Amic. A egal cu 3x plus modul din x minus 1. A egal cu 3x plus modul din x minus 1. X minus 1. Să calculăm asta? Da. Îmi dați bătaie de cap aici. Trebuie să vedem ce facem. Scriem după. Da. Păi, x minus 1 egal cu a minus 3x. Deci, se calculăm pe a ca valoare. Da, deci x minus 1, modul din x minus 1. Deci modul din x minus 1 cu cine este egal? Cu a minus 3x. Dar nu, eu vreau să văd cât este aici, m-am făcut modulul ăsta. Exact. Noi știm așa, din tot ce am învățat până acum, că modul din 3 e egal cu 3, da? Și modul din minus 3 e egal tot cu 3. Deci modulul spune așa, modul dintr-o x e egal cu x, dacă x e mai mare, egal ca 0, deci rămâne așa că e pozitiv, și egal cu minus x, îi schimbăm semnul, dacă x e negativ. Deci dacă ăsta e negativ, îi schimbăm semnul și că minus minus va face plus, tot pozitiv va da. Așadar, hai să ne închipuim că în loc de x avem x minus 1. Și atunci vom avea modul din x minus 1 este egal cu acoladă. Când x e mai mare ca 0, nu, când mai x. Mare nu, e egal x cu toate, minus 1. E egal cu toată expresia. Da. În x minus 1. Egal cu x minus 1. Adică lucrează. Deci fac ceva acum, e foarte tare. Deci modul din x minus 1 e egal cu x minus 1. Dacă x minus 1 e mai mare ca 0. Nu mai mare sau egal ca 0. Mai mare egal ca 0, da. Și egal cu minus, minus pe lângă toată șmecheria asta. X minus 1. Da. Când x minus 1 mai mic sau mai mic ca 0. Echivalentul. Hai să lucrăm. Iau din nou. Modul din x minus 1 e egal cu acolat. Egal cu x minus 1. Da. Dacă x mai mare ca 1, x mai mare egal decât 1. Cam dus pe 1 în partea cealaltă, nu? La inegalități, știți asta. Da. Și egal cu minus x plus 1. Minus x plus 1. Dacă x mai mic ca 1. Deci sunt două situații. Cazul întâi. Deci caz 1. Merge pe varianta când x mai mare egal ca 1. X mai mare egal decât 1. Rezultă atunci că modul din x minus 1 e pozitiv. Rămâne așa, deci rămâne x minus 1. Și atunci au va arăta așa. Au va fi 3x plus x minus 1. Adică 4x minus 1. Asta e egal cu 4x minus 1. Cazul 2. Când x mai mic ca 1, atunci modul din x minus 1 e egal cu minus x plus 1. Egal cu minus x plus 1. Și atunci au va fi egal cu 3x.
adunat cu minus, adică nu, minus, e, x minus x plus, minus, 1. Plus 1 care e egal cu 2x plus 1. 2x plus 1. Deci pentru A avem două valori. A, asta ne-a cerut tău. Da, 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 pe asta e egal cu acolată. 4x minus 1. 4x minus 1, dacă da, x e mai mare, egal decât 1, foarte important, așa trebuie să scriem. Da, și 2x plus 1. Și egal cu 2x plus 1, dacă x mai mic, egal, mai mic strict decât 1, da? Da. Iată, așa se înseamnă că am calculat valoarea lui A, surprinzând cele două expresii. Mai insist o dată. Atenție multă. Ceea ce am făcut acum se cheamă explicitarea modulului. Adică, modul dintr-o expresie, egal cu expresia aceea, dacă expresia e pozitivă, și egal cu minus pe lângă expresie, dacă aceea este negativă. Am mai făcut noi așa. Am mai explicitat, am mai vorbit de modul ăsta. Am luat ușor de la 3 cu minus 3, am intrat la formula asta, am băgat acolo expresie. Dar următoarele exerciții tot așa sunt. Da? Mm-hmm. Toate sunt așa, putem să mai facem vreo exact, două, ca să înțelegem. Poftim unul? Da, fiecare face câte unul. Așa, ce-ți vine ție să facem un concurs, dar vă... Nu concurs, fii, ca nu, să fii de unul. Să vorbească, ca să vădă dacă înțeles, să vădă dacă înțeles la candidat. Perfect, perfect. Cine vrea acum? Adu-ți-o. Hai. B egal cu 2x minus, modul din 2x minus... Băi, te iubesc, fetele. Știi de ce? Te pun pe tine, că el să înveți între timp. Din ceea ce faci tu, mai când le vine rândul, să vine, vine fușor. Da? Wow. Da, asta este amul. Deci B mic egal cu 2x minus B egal cu 2x minus modul din 2x minus 1. 2x minus 1. B că... Explică de parte modul. Mm-hmm. Cazul întâi. Zicem așa. Că, cazul întâi, că în x... Nu, 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 zicem așa de la... Modul din 2x minus 1 egal cu acolată. Egal cu acoladă. Când 2x minus 1... Egal cu 2x minus 1, dacă... Dacă 2x minus 1 e mai mare ca 0, mai mare egal decât 0, și minus 2x plus 1, da. Dacă 2x plus... Da, 2x minus 1 e mai mic ca 0. Asta ce-am lăsat mai aici? Cazul 2. Cazul întâi. Nu, nu, ce înseamnă? Acum traducem. X, ducem pe 1 din colo și adică X mai 2. Mare decât 1 pe 2. Uh-huh. X mai mare egal decât 1 pe 2. Și din coace, X mai mic decât 1 pe 2. Și abia acum avem cele două cazuri. Așa, cazul întâi, când 2X minus... Nu, 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 când X e mai mare egal decât 1 da, pe 2. Când X. Când x mai mare egal decât 1 pe 2, atunci modul din... Modul din 2x... Uite, vezi? Te întoarci înapoi. Când x mai mare, atunci modul din 2x minus 1 egal cu... Modul din 2x minus 1 egal cu 2x minus 1. Corect. Și atunci B va fi egal cu... B egal cu 2x... 2x minus... Minus 2x plus 1. Așa, că aici se schimba minus semnul, da? Minus 2x... plus 1 și egal cu 1. Egal cu 1. Cazul 2. Cazul 2, când... Cazul 2, când x e mai mic, mai mic decât 1 pe 2. 1 pe 2. Și rezultă că... Rezultă că modul din 2x minus 1 egal cu minus 2x plus 1. Și atunci, atunci B egal cu 2x... 2x... minus asta. Minus 2x. Mai minus pe lângă, hai să luăm așa, minus pe lângă, în paranteză, modulul, care este minus 2x plus 1. Și egal cu? Egal cu 2x, 2x plus asta-i. 2 x minus 1. Perfect. Și 4x minus 1. Încât, în final, B egal cu... Două exprimări egal cu acolată. Egal cu 1 când, când, x, doi, când x mai mare decât 1 pe 2. 1 pe 2. Putem, ori punem aici egal ori dincolo, nu are importanță. A, da? Da. Da. Se poate pune ori partea aceea, ori partea aceea. Sau 4x minus 1. Când x mai mic decât 1 pe 2. Uh-huh. Deci vă spuneam că pot să spun aici mai mic egal și să-l spune de aici. Uh-huh.
tot aceeași exprimare. Mergem mai departe. Ce? Timpul? 55. Îl oprim. Opresc acum. Da, și facem așa.